Următorul trofeu acuarel merge către doamna doctor Ludmila Cardaniuc, aici la American Medical Center. Doamna Ludmila, bună ziua! Să știți că sunt foarte onorată să vă înmânez acest premiu, premiul Femeia Anului 2020. Dumneavoastră sunteți o adevărată eroină, femeia în medicină, fiindcă, într-adevăr, anul acesta 2020 a fost despre medici, pentru medici. Tot ce ați făcut dumneavoastră, într-adevăr, este extraordinar. Și vreau să înmânez acest trofeu, trofeul acuarel, da, pentru tot ce ați făcut pentru noi. Mulțumesc mult pentru așa înaltă apreciere. Sunt foarte mult surprinsă. Și întotdeauna e o plăcere când munca care ai făcut-o zi de zi este apreciată. Anul 2020 a fost un an foarte dificil pentru medicină. Multe lucruri la început erau foarte grele, nu eram pregătiți, dar ne-am descurcat cu încetișorul. Am făcut față. Doamna Ludmila, mai avem ceva pentru dumneavoastră, un produs deosebit de la partenerul nostru Rădăcini. Compania Rădăcini a făcut, uite așa, un vin spumant deosebit pentru femei deosebite. Vreau să mulțumesc mult revistii Aquarelle, toți care m-au votat, colegii, pacienții. Și doresc la toți multe, multe sănătate, fericire, bucurie, să ne ajute Domnul să scăpăm de pandemie și să revenim la o viață frumoasă cum era înainte.